Salutare! În acest clip vreau să discut despre cum să scapi de burtă, de burtă mare, da, de estea burte gravide, cum se spune, sau burte de bere, da, și la general cum se slăbește. Dar accentul îl pun anumii pe burțile acestea mari, da, de ce apar, cum apar, cum de dată jos și de îndreptat figura, așa să spunem, da. Tipuri de punere a da, că e mai mult la abdomen, dar în jurul burții, la femei de obicei pe picioare, pe fund, da? Este tip așa care natura l-a creat pentru că noi ca bărbați, da, trebuie să ne mișcăm mult acolo pe timpuri când s-au făcut aceste adaptări. <coughs> noi eram practic vânători, da, și noi avem nevoie de mișcare și doar în locul abdomenului nu ne era ușor să avem grăsime și nu putem mișca pentru că dacă era să avem grăsime pe mâini, de exemplu, pe picioare, noi era să putem, de exemplu, să fim eficienți, să alergăm ori să vânăm ceva, da, de exemplu, nu o să puteam mișca. De ce tot grăsimea e acolo? Dar la femeie e invers. Ea, pentru că naște, nu poate să aibă și grăsime la burtă, da, pentru că ai și grăsime și un copil și asta ar fi niște dimensiuni reale. Plus, cu femeia cu cât mai multă grăsime are în jurul burții, că sunt femei care au, la care se depune grăsime de tip bărbatesc, așa să spunem, da, și lor de obicei e mult mai greu să fie gravide și au complicări majoritatea la naștere, da, acolo și alte lucruri, pentru că asta încurcă. De obicei, după naștere, da, sau cu vârsta, la femei se începe a aduna grăsimea deja în jurul abdomenului, pentru că organismul înțelegi că, aha, copilul s-a născut, adică nu mai este nevoie. Și dacă mănânci în cantități enorme, dar mă lui tot una și să și la abdomen, da, dar de obicei în tinereță nu prea se depune la abdomen doar dacă genetic nu e așa că ai depunerea grăsimii de tip bărbătesc la abdomen. Da? De ce la noi cresc burțile acestea mari? Asta e pentru că noi avem un nivel scăzut de activitate și consumăm mult prea mult mâncare decât avem nevoie, da? mai mult kilocalorii. Uh, și asta în special e strașnic pentru că noi mâncăm mâncare procesată. Pentru că mâncând o și hrișcă, cam dacă cinstit vreo câteva căldări trebuie să mănânci și tot e greu să te îngrași. Pentru că organismul știe cum funcționează funcționeze, cum se comporte, ce se facă cu mâncarea care e în natură, e întâlnită, la fel cum tu o mănânci, da? Da, tu dacă mănânci zahăr, ciocolată, biscuiți, asta e ceva nou. Corpul încă nu e învățat cu așa tip de mâncare și el cam e confuz și de aceea foarte repede te de din mâncarea procesată. Pentru că ea nu are fibri, are un indic glicemic foarte înalt, da? adică provoacă eliminarea enormă a insulinii. Da? De aceea și în îngrași, pentru că corpul nu iubește așa producte. Și apoi, da, noi avem două tipuri de grăsime. Avem grăsime subcutanată, da, adică sub piele. E asta care noi putem spune mâna pe ea, da, care noi o simțim. Da, asta în primul rând arde când noi începem să slăbim. Și cel mai greu e să slăbim grăsimea, anume asta care formează burțele acestea, le împing înainte și formează burțile mari. Asta e grăsimea viscerală, da? Ea îi disupt la mușchi abdomenului, ea îi împrejură organelor. Și de aceea îți împinge așa burta înainte, că sunt unii care au pur și simplu grăsime pe burtă, da? Care e ca gelatina. Dar este un nume care te uiți, a burta e tare, și are așa un burtoi rotund în față, că aceea deja nu e grăsime sub piele, dar e grăsime viscerală. Și grăsimea aceasta, ea în cantități mici, e necesară, trebuie să o avem pentru că ea are funcție de a proteja organele și de a menține o temperatură în corp. Noi grăsimea aceasta, brună, da, o avem chiar și pe față, dacă ți observat că e iarnă și e frig, noi ne înroșim aici și e fierbinte, da, exact și aceea care e în organelor, ea apără organele, e ca un sac în organelor, că tu când alergi sau te lovești, să aibă locul unde să joace și să le protejeze de lovituri și plus temperatura la fel. La noi întotdeauna temperatura aici e mai importantă, de exemplu, ca în picioare, da? De deci ce e importantă, dar în cantitate mică care natura ne-a dat să o avem. Dar dacă noi întrecem măsura și mâncăm prea mult și e deja crește și întrece limitele normale și deja e în surplus, noi și arătăm corespunzător și plus producem niște daumi enormi, dauni enormi pentru corp, da? Pentru că pe lângă ceea că arătăm urât, parcă bărbatul e gravid, da? și arată urât, asta e așa cel mai mic poți spui minus care e posibil, da? el pur și simplu scade după asta testosteronul, da? libido, da? mai atrageri de fete pentru că asta se provoacă, grăsimea ce îți strică sistema, profilul hormonal cel strică, da? apoi crește colesterolul rău. Da? lipoproteinele de densitate joasă, care sunt cele mai rele, pentru că ele sunt mari, nu sunt așa ca cel din state mare, da, care sunt micuți. Ele sunt mari și ele când sunt prea multe și circulă prin sânge, ele se lipesc și se lipesc de pereți și formează uh, un obstacol pentru sânge, da, ceea ce duce, ce duce la ateroscleroză, da, asta sunt probleme cu inima, da, foarte mulți în societatea modernă mor din cauza asta. Pentru că la inimă e mai greu să pompeze sângele, da? crește și tensiunea arterială, pentru că tu dintr-o venă mare, dar pe jumătate e ocupată, așa mai puțin loc prin care sângele scurgă. Deci asta e foarte strașnic. Da? Scade sensibilitatea celulilor la insulină, da? adică tu capiți rezistență la insulină, ceea ce e foarte strașnic. Și cu cât mai departe te duci, cu atât mai repede îți depune grăsimea și cu atât mai mult o aduni. Pentru că tu nu te saturi de mâncat, da? tu tot mănânci, 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 și ți tot ți foame și tu nu te poți să și mănânci des, pentru că celulele tale sunt rezistente la insulină. Pancreasul tot într-una elimină, elimină insulină și cu cât mai multă insulină, cu atât mai rezistent ești tu, pentru că la noi așa corpul e făcut, cu cât mai mult el are ceva, cu atât el formează rezistență, da? Da, rezistența la insulină asta e foarte strașnic, e bine să fii sensibil la insulină, dacă nu ești gras, e imposibil să fii sensibil, pentru că tu ești gras de atât că deja ai capatat rezistența la insulină. Și deja trebuie de corectat situația. Cum slăbești să scapi de grăsimea aceasta brună. Da? Noi, prin asta, logic, trebuie să ridicăm sensibilitatea celulilor la insulină. Cum putem noi să facem asta? Cel mai amuzant, cei ce observ eu pe toate sălile, da, și pe străzi, poate, că aceia care sunt care sunt tari grași, ei fac cardio, dar problema e că asta nu te ajută. În primul rând cardio are de puțină grăsime, într al doilea rând până începe arde grăsimea de la cardio încă de alergat vreo de oră stabil până începe. Plus nu mărești sensibilitatea la celule. Sensibilitatea la celule o mărești exercițiile fizice, da? anaerobice, cu greutăți, pentru că tu cheltui glicogenul și tu pe asta acționezi mușchi și ei fac mai sensibili la insulină, că se acumulează energia, da? Deci e nu cardio, dar exercițiile grele la sală, fizic, grele trebuie să făcute. Plus mai este un minus cu pancreasul la noi, e unul din organele care are limită. Dacă la noi ficatul, de exemplu, de la alcool își revine, pentru că la noi ficatul el își regenerează celul pancreasul la noi, unul din organele care de la naștere el are o limită de funcționare. Da? Și dacă tu, fiind rezistent și mâncând mult și mâncare rea, procesate, tu provoci ca el să elimini mai mult și mai multă insulină, mai mult decât el ar trebui. Și la un moment dat, el refuză pentru că el are limite, el are o resursă limitată de funcționare. Și ce căpătăm? Diabet. Diabet și îmbli cu injecțiile de insulină din urma ta. Și cam puțin probabil după asta mai, poți să mai permiți să mai mănânci vreo ciocolată, că mai degrabă mori decât mănânci ciocolata aceea, pentru că oricum Adică e strașnic, da, adică e, pur și simplu trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Inima supra solicită, cum am spus, pentru că într-una sângele cel e greu de, de împins, ajunge în spital cu probleme de inimă, cu tensiune arterială și alte probleme, da. De ce? Exerciții fizice, nu anaerobice, anaerobic, da, adică nu aerobică de asta obișnuit, care cardio. Puteți să faceți cardio, dar doar după antrenament fizic greu. Da? Trebuie să fiți în deficit caloric, adică logic, trebuie să mâncați mai puțin, să consumați mai mult pentru ca să puteți slăbi. Da? Dieta logic trebuie corectată, produsele procesate, sunt foarte rele, da? adică făinoasele le scoateți, zahărul, acolo pâini, ciocolate, biscuiți, înghețat, toate prostiile acestea, fast food-ul, tot, tot ce e rapid făcut. Noi trebuie cât mai să mâncăm producte care sunt cât mai aproape de cum arată ele în natură. De exemplu, ovăzul, hrișca, da? adică acestea nu sunt mult prelucrate acolo, urmă, or, urmă, orez, or, or, să spunem, da? dar nu pâine, pentru că pâinea e nu e în natură, este grâu care e făcută făină, apoi cu făină aceea s-a adăugat încă 100 de producte până îți faci pâinea aceea, da? Asta e produs procesat și produsele procesate, de obicei majoritatea ca ciocolatul, înghețatele, ele au fibre și indexul glicemic e în cosmos alora, lor, da? Și insulina tot în cosmos din urmă zboară, și iarăși problemele cu pancreasul, dar în prezența insulinii s-a ars e imposibil. De deci ce aveți nevoie cu un index glicemic jos să mâncați productele? Ca o văză, hrișca, da. legume numai decât adică trebuie să mâncăm, adică trebuie să avem în alimentație fibre. Ele scad și mai mult indexul glicemic și ajută la corectarea uh, tractului intestinal să lucreze corect, da, cu productele corecte și te ajută cât mai repede să scapi de grăsimea aceea, pentru că fibrele ele te curăță, da? ele ajută, plus au microelemente, vitamine, minerale. Trebuie să scădem grăsimile consumate, în special pe zero grăsimile trans, adică din fast food, tot ce se în fast food e trans, majoritatea ciocolatelor ieftine au tot trans grăsime, adică practic, și trebuie să le scădem la general. Mâncăm doar grăsimi sănătoase, avocado, nuci, ulei de avocado acolo, da, e ca ceva sănătos și în cantități oricum mici, pentru că odată ce ai deslăbit, tu trebuie să nu consumi grăsimi. Consumând grăsimi, tu nu ai să poți slăbești, pentru că ele sunt uh, dens calorice grăsimile, da. Trebuie să scazi glucidile, ca automat și insulina să nu se elibereze în așa cantități mari, pentru că tu să te faci mai sensibil și plus în absența insulinii să poți slăbești. Vreau să spun, nu sperați la rezultate rapide.

da? Dar un kilogram de grăsime are 7.000 de kilocalorii. De ce 7.000, dar nu 9.000? 9.000 are când le mănânci, dar când iese din tine are 7.000, pentru că ca grăsimea să iasă din depozit, să fie prelucrată și arsă, ea pierde 2 kilocalorii din nou, să pierd pe drum când procesul acesta să o producă iesă. Da? De ce? nou mitul îi mănânci, dar ele când să șapte trebuie să le ars, ca un kilogram să fiasă din tine. Da? Sper că clar m-am exprimat. Și de ce nu vă grăbiți, că 7.000 de kilocalorii, asta vă dați seama câte antrenamente, mai mult de 10 antrenamente, nu are niciun sens. E, e, mai bine și mai logic și mai simplu să mâncați mai puțin, dar cel mai bine e mâncați mai puțin, plus activitate fizică ridicată. Asta o vă, vă dă un rezultat extrem de bun. Dar totuși primar, primar pe primul loc, îi alimentația. Dacă vreți să mă întrebați ce să faceți, să nu urmăriți după alimentație și să vă antrenați sau să nu vă antrenați, dar să urmăriți după alimentație, eu am să vă spun să urmăriți după alimentație. Pentru că tu, controlând ce mănânci și mâncând în deficit, tu ai să slăbești. Dar dacă nu ai să controlezi și ai să mănânci în surplus și ai să te tu nu ai să slăbiești. Tu slăbești la bucătărie, nu în sală. În sală tu lucrezi, faci ce faci, dar slăbești de fapt la bucătărie, controlezi ce intră în gură. De aceea mâncarea cântărită înainte de gătire, nu după. Totul absolut, tot înainte de gătire își controlează. Urmăriți, aplicații un milion, sunt, pe caiet puteți scriți, totul se urmărește strict, nu la ochi. De este la ochi nu funcționează, pentru că noi suntem așa niște ființi că noi la ochi, dacă ne uităm, noi oricum să mâncăm mai mult. Pentru că noi zicem, aha, puțin, uite, uite cât e de puțin. Da, că e puțin, da, dar în realitate acolo e mult mai mult decât tu crezi, în special dacă tu nu ai experiență în asta. Eu am ani de zile de când uh, practic controlul mâncării și eu oricum nu îmi permit să mănânc la ochi. Mănânc la ochi doar în condiții de călătorie, când nu am cântar lângă mine. Dar eu întotdeauna cântăresc, nu mă interesează nimic, eu cântăresc și gata pentru că eu știu că ochiul e la șei, a, merge, e, 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 puțin, dar în realitate e mult mai mult. Da? Și în final vreau să spun că arderea grăsime locală e imposibil. Nu vă gândiți că o să faceți o mie de exerciții la abdomen și o să ardeți tot împrejurul burții da? și totul va fi bine. Total greșit, cel mai prost lucru care puteți să-l faceți este să faceți abdomenii pentru a slăbi exerciții grele trebuie să faceți. Cel mai bun exercițiu sunt genoflexiunile, dar nici în fiecare zi nu puteți să faceți. Dar dacă la general genoflexiunile mult mai bine să te ajute să slăbești decât abdomenele. Pentru că tu nu îți poți să arzi în jurul burță grăsimea făcând abdomenii. De aceea controlul mâncării și exerciții fizice pe tot corpul. Da? și nici într-un caz abdomeniu. Tu așa ai slăbești pe tot corpul. Corpul la noi nu slăbește pe o mână, pe o mână, nu pe un picior sau pe burtă slăbește în altă parte. Nu, în primul rând asta e regulat în dependență de alfa și beta receptori. Da? alfa blochează, beta stimulează arderea grăsimii. Și clar lucru având multă grăsime la burtă, că de exemplu cum la mine beta sunt puțin și alfa sunt mulți în jurul burții. Eu tot slăbesc și în ultimul rând la burtă. Da? Asta nu înseamnă că eu trebuie să fac abdomenii ca un nebun, că îți dau jos grăsimea aceea. Eu, pur și simplu, trebuie să mănânc mai puțin, activitate mai înaltă și să aștept până o să ardă, că într-un final o să ardă, o să ardă grăsimea aceea. Înțelegi? Dar a, trebuie, pur și simplu, să controlezi mâncarea și exerciții să faci, la general, nu abdomeni. Sunt oameni care nu fac abdomeni toată viața lor și la dâns și se văd pătrățelile. Asta își demonstrează încă o dată ce v-am spus. Eu sper că o să vă de ajutor informația și sfaturile care le-am dat și recomandările. Dați un like, abonați-vă, apăsați clopoțelul să fiți primii care află când postez un nou clip și ne vedem în următorul.